Lucrarea Patrimoniul Natural al României a fost premiată drept cea mai bună carte a anului 2011. Consiliul Academic al Institutului de Relații Internaționale și Cooperare Economică a decis să ofere prestigiosul premiu volumului realizat de Petru Lificiu, deoarece este prima lucrare ce realizează un inventar complet al bogăției patrimoniului național românesc. O carte cuprinzătoare, Patrimoniul Natural al României, a încercat să condenseze toate categoriile de arie naturală protejată, de la parcuri naționale, parcuri naturale, rezervații internaționale UNESCO, zone umede de importanță internațională, tot ce are România mai frumos. M-a impresionat foarte mult prin gândirea și alegerea acestor peisaje și nu numai din frumoasa noastră și dodolață, cum spunea poetul despre România. La festivitatea de premieră au participat personalități ale lumii artistice, care au oferit un recital în cinsta celor prezenți. Cei care vor răsfoi paginile acestei cărți vor găsi informații extrem de utile și certificate științific despre ariile naturale protejate, parcurile naturale, rezervațiile biosferei, zonele umede de importanță națională, siturile patrimoniului natural universal, rezervațiile naturale geologice și paleontologice, rezervații speologice și ariile protejate.